Și mei, eu sunt Romina, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Dacă ați văzut cumva că sunt într-o stare nu foarte prezentabilă și arăt puțin obosită, să știți că acest lucru se întâmplă pentru că este ora 8 și tocmai ce am ajuns de la sală, așa că asta explică tot. După sală am venit imediat acasă pentru că azi mi-am propus că vreau să mă relaxez, să fac o baie caldă și să-mi aplic o mască. Și acesta e un prilej foarte bun să-mi aplic o mască nouă, o mască pe care nu am mai încercat-o, o mască pe care vom încerca aici, în premieră, și vom vedea dacă funcționează sau nu. Și sincer să vă spun, din punctul meu de vedere, este o mască inedită, o mască pe care aproape orice fată cred că își dorește la un moment dat să o încerce, să vadă cum funcționează. Și dacă această mască chiar face și ceea ce spune, pentru că are foarte multe proprietăți, atunci pe mine m-a cucerit și am să o folosesc mult timp de acum încolo. Dar haideți să vă prezint și să vă spun câteva cuvinte despre această mască, care este o mască care se numește Renaissance Magnetic Mask Biotissima. Aceasta este o mască magnetică anti-rid și este o mască magnetică care este produsă de LifeCare. Ei spun că aceasta este o tehnologie inovatoare și eu nu pot decât să susțin acest lucru, pentru că o mască magnetică e ceva interesant și vă voi arăta imediat de ce se numește mască magnetică. Aceasta conține matrixil și este o formulă îmbunătățită cu retinol și activează microcirculația la nivel celular. Este o formulă specială bazată pe particule de fier care este îmbunătățită cu foarte multe proprietăți anti-aging. Ce este magic la această mască? Este magic modul de îndepărtare al măștii și anume cu un magnet. Haideți să o deschidem și să vedeți și produsul. În primul rând, îmi place foarte mult acest ambalaj. Este un ambalaj care o și protejează, însă arată și foarte bine, după cum puteți vedea. Și tadam, aici este masca care este în ambalajul original. Un ambalaj luxuriant, aș spune eu, din sticlă cu un căpăcel argintiu, foarte, foarte drăguță. Eu dacă aș vedea-o într-un magazin, cu siguranță mi-ar atrage privirea și nu doar pentru ambalaj, ci și pentru faptul că este o mască magnetică. Și masca are pe fundul borcanelului un magnet. Magnet despre care vă spuneam că îl vom folosi pentru a curăța masca după aplicare. În interior este bine protejată, după cum puteți vedea, și se află masca, care este o mască neagră. Are o formulă foarte interesantă, sub formă de cristale, aș spune așa, de fier cumva. Mi se pare super interesant. Oricum, hai să lăsăm vorbăria și să trecem la treabă, să o folosesc. Are în interior și o spatulă care mă va ajuta să o aplic. O voi aplica, după care voi aștepta o perioadă și o voi lua de pe față exact așa cum spun instrucțiuni. Însă înainte de a începe acest procedeu, am să-mi pun o banderolă, urechiușe. Înainte de a aplica masca, mă voi demachia, pentru că cu siguranță am pe față o grămadă de impurități după sală. Ok, și acum că m-am demachiat, voi lua masca cu această spatulă și voi începe să o aplic pe ten. Sincer, are o textură foarte interesantă. Aș putea să afirm cumva că se simte fierul din ea. Nu știu dacă are logică ce spun, însă în textura sa se simte așa, în momentul în care o aplici, niște filituri, să le zic așa, de fier. Am terminat și desigur, pentru că sunt Romina, m-am murdărit. Acum voi aștepta 4-5 minute ca masca să acționeze și să se usuce. Sincer, mi se pare destul de greu de aplicat cu această spatulă. Din punctul meu de vedere, cred că era mai bine dacă aș fi aplicat-o cu o pensulă, însă n-aș fi vrut ca aceasta să nu se poată îndepărta cum trebuie, pentru că eu folosesc altceva. Însă nu e rău, adică e bine că are o spatulă, pentru mine nu neapărat, pentru că eu sunt un copil care se murdărește tot timpul, însă prefer o pensulă. Și acum cât timp se uscă masca, o să mă duc să mă spăl pe mâini și am să fac câteva instastory-uri. Thank you.
au trecut cele 5 minute, este momentul să o luăm jos. Și ca să o luăm jos vom folosi acest magnet, pe care spun ei că ar trebui să-l înfășurăm într-un șervețel pe care l-am aici. De așa. Și vom începe să luăm masca. Deci nu pot să cred. Oh, ce tare! Și se simte super tare. Oh, oh my god! E super, super delicat și masca este toată trasă de magnet. Ia uitați. Am să încerc să vă arăt mai de aproape. Pe lângă că e o mască foarte interesantă, se simte și super bine în momentul în care vrei să o iei de pe ten. Adică e super relaxant. Am terminat de luat masca de pe față, care se pare că funcționează foarte bine, incredibil de bine, nu mă așteptam să vină așa. E un procedeu foarte fain de a-ți curăța masca, un procedeu care nu te face să te speli pe față și să freci în continuu ca să-ți abuzezi tenul. Și sincer, eu aș cumpăra această mască și doar pentru acest procedeu, pentru că mi se pare super tare. După cum vedeți, după ce am luat toată masca, tenul meu a rămas puțin uleios, iar ei recomandă să masăm excesul de mască, să nu spălăm, pentru că astfel ajutăm mai mult tenul. Și toate beneficiile măștii se vor vedea dacă masca rămâne pe față. Așa că haideți să masăm puțin tenul. Interesantă, puțin prea gras pentru gustul meu, însă nu știu cum intră în piele, haide să vedem. Masajul acesta intră foarte bine în piele, așa că nu e o problemă. Și nu știu dacă voi puteți vedea, însă tenul meu arată incredibil de bine și mi se pare asta super tare, nu m-am așteptat, da, m-am așteptat ca masca să fie ceva wow, prin modul în care o iei și așa, însă nu m-am așteptat ca proprietățile ei să se vadă atât de bine și să arate așa de bine tenul imediat după aplicare. Îmi place sincer foarte mult această mască și îmi place că după ce am luat masca a intrat foarte bine în ten excesul, care este cumva o cremă, un gel care a intrat în tenul meu. Mie mi se pare că masca asta are numai plusuri și se pare că îmi place tot ceea ce am făcut și tot ceea ce văd. Tocmai din acest motiv pot să vă recomand această mască. E o mască mai scumpă, o mască care din punctul meu de vedere puteți să vedeți că merită acești bani, pentru că arată foarte bine tenul meu, este inedită ca aplicare, este o mască blândă cu tenul, ceea ce este un mare plus. Și ce pot să vă mai spun? Vreau să urmăresc efectele măștii pe parcurs, pentru că asta voi face, însă până acum îmi place foarte mult și funcționează super bine. Și acum că am terminat de testat masca, este timpul să mă duc să fac baia aia caldă despre care vă spuneam la început, să mă relaxez puțin și după să mă pun la somn, pentru că totuși e ora 9. Eu sper că v-a plăcut acest video și sper să vă fie de folos. Aștept părerea voastră despre această mască în comentarii. Și nu uitați să dați like acestui video, să vă abonați canalului meu și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Eu vă pup și ne vedem data viitoare!